We are in Alba Iulia, or how the locals like to say, the other capital. Not only because this is where modern Romania was born back in 1918, but also because starting in 2016, Alba Iulia began to take significant steps towards becoming the tech capital of the country. Welcome to Romania's first smart city. Orange connects people to what's important to them. This is how the Smart City pilot project developed in Alba Iulia was born, which builds on the transformation of communities and the way people will interact with their cities through technology. Un oraș inteligent este orașul în care pe primul loc se află calitatea vieții locuitorilor săi. Asta încercăm să facem aici, la Alba Iulia. De la creșterea oportunităților pentru mediul de business, la creșterea atractivității orașului pentru turiști, la conectivitate, educație sau optimizarea utilizării resurselor disponibile, toate acestea sunt elemente pe care le integrăm și le dezvoltăm în cadrul proiectului pilot de oraș inteligent cu partenerii noștri de la compania Orange. The platform for transforming Alba Iulia into a smart city begins with the people. They are our inspiration and the main beneficiaries of future cities. Conectivitatea este baza oricărui oraș inteligent. Ne bucură că astăzi în Alba Iulia cetățenii din oraș, dar și turiștii care ne vizitează din ce în ce mai des, folosesc accesul gratuit la internet, disponibil prin intermediul hotspoturilor Wi-Fi montate de către cei de la Orange în zona istorică a orașului, dar și în alte spații publice. Pe lângă asta, însă, avem și obiectele conectate la internet și rețeaua dedicată acestora lor avan. Corelate, datele provenite din soluțiile de Smart City ne ajută să luăm decizii mai bune și să aducem îmbunătățiri constante pentru tot ceea ce înseamnă viața în comunitate. In Alba Iulia, 15 buses have been equipped with free Wi-Fi, integrated with an intelligent monitoring system that allows the transport operator to follow the car fleet, the speed and the mileage of each particular vehicle in real time. The entire transport ecosystem is thus bettered. The data collected by the buses allows the authorities to ease the traffic, as an intelligent city is one without jams. Un oraș fără blocaje în trafic este și un oraș mai verde. Dar pentru a determina exact care sunt zonele din oraș cu calitatea aerului scăzută, astfel încât să se poată interveni rapid, Orange a integrat pe platformă și soluția Urat Monitor. Datorită acesteia, cetățenii pot urmări impactul pe care traficul îl are în anumite zone sau care este calitatea aerului în zonele industriale. De aici, posibilitățile sunt nelimitate. Se pot dezvolta măsuri adecvate minimizării poluării, pentru că un oraș inteligent este un oraș cu aer curat. The groundwork of a smart city is built around resources conservation. Thus, energy efficiency is another area where intelligent systems bring considerable benefits to both the municipality and the people. The IntelliLight solution, fitted on 100 poles in the city, allows for the automated and remote adjustment of the street lighting, leading to high savings in energy. In a smart city, education is another vital pillar that ensures an enduring construction. Through the Digital Classroom program, a pack of solutions that includes free access to secure Wi-Fi, digital teaching materials, and a virtual classbook, we are laying the groundwork for a digital transformation in education. While the parents can use the classbook to be constantly updated on the pupils' grades, it also facilitates the teachers' use in terms of reports and an easier way to enter grades and absences. Open for everyone, the smart city knows how to be welcoming to those just visiting. Turismul este un pilon important pentru viața orașului Alba Iulia, motiv pentru care cei de la Orange au montat soluții care îți permit să descoperi cetatea Alba Carolina și istoria orașului nostru. Peste 200 de senzori trimit turiștilor informații despre obiective direct pe aplicația e-Alba Iulia de pe smartphone. Tot ceea ce trebuie să facă utilizatorul este să aibă deschis Bluetooth-ul. Aplicația este utilă și celor din serviciile de turism. Un restaurant poate anunța reduceri sau happy hour clienților când aceștia sunt în zonă. As feedback is essential to any innovation, the smart city knows how to listen to those that inhabit it day by day. Using the Civic Alert app, locals can and are encouraged to report city problems. They can also track the progress made on the City Hall website. Moreover, the users connected to the free Wi-Fi on the buses are invited to fill in questionnaires about the different technologies and facilities implemented in the smart city to further optimize and improve it. The transformation of Alba Iulia into a smart city is a common effort.
This is why the pilot project platform initiated by Orange is an open platform looking to attract partners and to stimulate local enterprises. This open data system provides not only the resources, but also the framework that allows the implementation of the technologies to become models for other municipalities. And the plans for the future don't stop here. Alba Iulia is a stakeholder in Horizon 2020 projects, Matilda and SliceNet, research and development ventures in 5G technology, where Orange Romania is a partner. These projects will help us develop smart cities optimized for the latest technologies. For now, we say goodbye to Alba Iulia, but not for long. We will be back in 2018 for the centennial of the Great Unification and to celebrate 2 years since starting the Orange Smart City project in Alba Iulia.